Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local a Municipiului Satu Mare. Despre asta vom vorbi, iar pentru a vă oferi informații cât mai clare despre ceea ce s-a decis în cadrul Consiliului Local astăzi, i-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Mașulic Ciaubo, consilier local din partea formațiunii politice UDMR. Bine ați revenit la audiență Bună direct. Bună seară, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Radu Ardelean, consilier local din cadrul formațiunii politice PLR. Bine ați venit la audiență. Bună seara. Bună seara tuturor. Înainte să începem, dragi telespectatori, vreau să vă informez și de această dată că numărul este afișat pe ecran. Puteți să ne sunați, lăsați întrebările dumneavoastră colegilor din regie, noi le vom transmite invitațiilor noștri și, cum știți prea bine și vedeți, în stânga sus avem și un număr de mobil pe care ne puteți trimite SMS-uri cu tarif normal și mesaje, bineînțeles, pe pagina noastră de Facebook, Audiențe în direct, ITV. Domnule consilieri, începem prin a discuta despre un proiect care astăzi a trecut de toți consilierii, s-a votat în unanimitate, dacă mi-aduc bine aminte, și vorbim despre acordarea unei norme de hrană personalului din cadrul poliției locale. Cu alte cuvinte, s-a decis ca din 1 aprilie 2015 poliția locală să primească normă de hrană. Dar înainte să vorbim cât o să primească și să detaliem, să ne spuneți cum vine acest lucru. Suntem în 30 aprilie și se aprobă ca din 1 aprilie. E o discrepanță aici. Dacă permiteți, acum ați aflat că din 1 aprilie se aplică și se dă această normă de hrană. Această normă de hrană se dă de la 1 ianuarie 2015. Deci anul trecut, în 2014, în luna noiembrie, în urma apariției ordonanței Guvernului 65, a mai fost un astfel de proiect de hotărâre în care am hotărât alocarea normei de hrană pentru angajații poliției locale. Deci nu este o noutate. Deci, noutatea și pentru ce a fost solicitat această nouă hotărâre se datorează faptul că în 2015, în acest an, a apărut un alt ordin care a făcut clarificări vis-a-vis de ordonanța 65 despre care am vorbit. Că se dă aceste norme de hrană pe zile calendaristice și cred că a mai fost introdusă o normă de hrană suplimentare 12B celor care lucrează în ture, care, după cum amintesc, nu exista anul trecut. Să ne spuneți ce argumente stau la baza acestei decizii, domnule. Eu vreau întâi să vă spun că, într-adevăr, era formulată cu data de la 1 aprilie, dar nu mai așa. Este, din câte știu eu, hotărârea, este proiect de hotărâre și a trecut ca fără data respectivă, urmând a se încadra în normele legale. Deci se aplică de la data adoptării și publicării. Deci de astăzi. Deci haideți să vă spunem o dată. Deci această normă de hrană se aplică de 1 ianuarie 2015. În bugetul aprobat, da? Aceste sume au fost deja prevăzute. Deci acum noi nu alocăm sume suplimentare. Deci s-au adus niște modificări, nu mai știu exact ordinul cu care a fost modificată acea ordonanță. Ordinul 496 din 30.03.2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale. Deci au adus niște elemente de noutate. Aici s-a făcut clarificări, nu era clar în ordonanța de anul trecut pe ce perioadă și cum se acordă această normă de hrană. Pe zile lucrătoare sau pe zile calendaristice. Aici s-a zis clar, se acordă pe zile calendaristice. Adică 7 zile din 7 se înțeleagă toți cei care ne urmăresc. Așa a fost o clarificare normativă, adică a trebuit să treacă, pentru că trebuia să cumva să se intre în normal lucrul ăsta. Să ne spuneți atunci ce argumente stau la baza acestei decizii. Care sunt principalele argumente, că acum nu le putem da pe toate? Argumentul principal este foarte simplu, da?
poliția locală, având în vedere că aparține și aparține de municipalitate, deci este o instituție subordonată, nu a fost asimilată cu cei de la Ministerul de Interne, Armata, Poliția Națională și așa mai departe. În 1994 sau 96, această normă de hrană se aplică la aceste unități, da? Singura chestie, adică singura instituție unde nu s-a putut aplica era poliția locală, cu totul că deja a început să primească niște atribuții asemănătoare poliției naționale. Și atunci s-a intervenit, probabil s-au făcut un lobby la guvern și anul trecut au modificat legea poliției locale. Poliția locală funcționează pe o lege proprie, 155 din 2010, deci au o lege specială. La aceasta s-a adăugat act și... Deci s-a deschis posibilitatea acordării acestei norme de hrană. Dar se acordă dacă există posibilitatea și bani în buget sau așa se acordă clar, indiferent? Nu, scrie clar că se acordă în funcție de posibilitățile fiecărui unități. În limita posibilităților și a bugetului aprobat. Așa e textul. Dar vedeți dumneavoastră, au fost situații când au scos posturile la concurs și din cauza condițiilor de salarizare n-au avut candidați pe posturile respective. Și atunci, sigur că noi cu toții ne plângem că e dezordine, că nu se face. Și atunci calitatea angajaților poliției locale va trebui să crească odată cu îmbunătățirea condițiilor. Sperăm și noi. Bineînțeles, noi vom avea pretenția să crească serviciile poliției locale. Din moment ce condițiile de retribuire și de salarizare și, în general, de muncă se îmbunătățesc. Așa că eu personal și grupul nostru consideră că e o măsură bună. În textul apărut pe site-ul primăriei, în textul în care se argumenta această hotărâre, aprobarea acestei hotărâri, am reținut un aspect foarte important și anume faptul că există necesitatea asigurării unui anumit număr de calorii apreciat a fi indispensabil pentru menținerea sănătății personalului poliției locale la un standard cerut pentru desfășurarea activităților specifice. Acum, nu vă supărați, dar nu am văzut încă un polițist local, sau foarte rar, dacă stau bine să mă gândesc, am văzut un polițist local tras prin inel, care... Vă sfătuiesc să aveți grijă când vă parcați mașina zilele următoare. Așa? Nu, stați liniștit. Și, totodată, am văzut mergând pe stradă și întrebând cetățenii municipiului Satu Mare, aceștia nu sunt mulțumiți de activitatea lor. Aceștia spun în felul următor. Păi, știu să dea numai amenzi de circulație? Nu e adevărat. Contrabandiști încă sunt de țigări încă sunt în piețe? Nu e treaba poliției locale. Ba da, este treaba poliției locale. Așa. Și, bineînțeles, știm prea bine, oamenii nu se simt în siguranță peste zi, cu toate că ei patrulează, dar... Știm prea bine și cazul actriței care, din păcate, a fost omorâtă pe dig. Tot, într-un fel, nu putem da vina pe ei, dar au ales și au putut alege să meargă doar pe o parte, nu să se întoarcă, să urce pe dig și așa mai departe. Deci, eu vreau să vă întreb, pe ce anume se duc banii noștri, mai exact, banii municipiului? Acum... Este un drept legitim acestor oameni. Este prevăzută prin lege. Deci ei au fost într-un fel dezavantajați și vitregiți, că nu a existat această legislație. Deci s-a făcut acea lege a poliției locale și nu s-a făcut exact așa cum erau restul. Deci asta a intrat într-o normalitate. Acum putem să întrebăm, de exemplu, de ce se dă la armată, de ce se dă la Poliția Națională, la Poliția Rutieră, de ce se dă la jandarm. Jandarmii ce fac? Sunt și participă că sunt chemați. Restul stau în cazarmă. Ce fac?
De ei nu sunt. Și eu știu că nu ați ziceți dumneavoastră. Și dumneavoastră. Deci este... siguranță ne-ați urmărit, ați văzut ce spun cetățenii. Deci, haideți întâi să dăm și pe urmă să cerem. Nu să cerem înainte de la cineva care nu-i mulțumit de nivelul de retribuire, nu-i mulțumit de condițiile de muncă, nu are echipament, nu are... sau se poate deci, plânge de așa merge, ceva. Ca să înțeleg, așa merge treaba. Dacă eu, de exemplu, nu aș fi mulțumit, pur și simplu mă ridic din platou, plec și nu sunt mulțumit, nu fac treaba cum trebuie. Nu cred că astea sunt criteriile după care ar trebui să funcționeze. Nu, asta este criteriul. Deci, salariile, haideți să spunem, pe față, deci erau foarte mici. Deci da, știm. Au niște salarii foarte mici. Condițiile de muncă, dumneavoastră ziceți că nu fac absolut nimic, numai că dau amenzi de circulație. Da, cei 10 oameni sau 12 cât sunt la acel compartiment, la un serviciu de circulație, asta este treaba lor. Și nu dau amenzi de circulație pentru că dumneavoastră ați parcat corect. Dau amenzi de circulație și eu, dar în eu jurul meu am văzut... Dar contestă, deci lumea contestă. Atunci, cum adică contestă nu lume. Fac decât să dea amenzi de circulație? Dau amenzi cui merită să primească amenda. Că nu dă amendă cuiva care respectă regulile de circulație. Deci nu cred că așa se pune problema. Nu vă supărați. Ei, foarte bine că dau amenzi. Și ce privesc contrabandiștii de țigări din piețe? Acolo sunt grele. Țigările trec pe granița de DICOT. Nu intră în piață. Ar trebui să intervine DICOT-ul. Întrebați Poliția Națională și cei care se ocupă de pază și ordine, de ce nu intervin? Deci poliția locală nu are competențe. Deci în legea poliției locale sunt stabilite clar care sunt competențele lor. Deci putem să vedem că trec pe stradă și nu fac absolut nimic pentru că n-au ce face. Pur și simplu n-au ce face. Un singur lucru poate să facă, să meargă la om și zic, domne, pleacă de aici sau gata. Dar n-au nicio măsură, n-au nicio posibilitate. Deci sunt stabilite foarte clar atribuțiile poliției locale. Haideți să le spunem oamenilor câți bani primesc pe zi pentru mâncare, 7 zile din 7, spun din nou. Câți bani vor primi? Am făcut un calcul. Suma alocată e cea pe care 24 de lei pentru anumite categorie și 18 lei pentru altă categorie. Acum, să nu mă întrebați dacă vreți, vă spun și de aici că... Ceea ce nu e chiar o sumă. Da, se ridică. Într-o săptămână se ridică la 100 și ceva de lei. 500 de lei, 400 lunar, care se adaugă la o leafă de 1200-1300 de lei. Ne-am făcut un calcul. Da. O medie de 24 de lei alocată 7 zile din 7 pentru un angajat al poliției locale. În medie. Pentru că aceștia, cum spunea și domnul Mașcului, pot primi 2 lei în plus. Cei care lucrează în ture. Cei care lucrează în ture și așa mai departe. Vedem că primesc 720-740 de lei pe lună. Aceștia câștigând 650, așa se plângea domnul Coica, așa se plângea domnul Precup, că atâta primesc și că na, no, nu e nicio problemă. Suma aceasta este încă o dată salariul angajatului. Mai mult, este chiar mai mare. Este neimpozabil. Da. E mai mult? Nu credeți că e cam mult? 24 de lei, un pachet de țigări, dacă fumează omul și un meniu liniștit. Eu nu consider acum... Da, ați ridicat mâna. Nu consider mult. Să le dăm câte 4 lei să-și cumpere 2 covrigi și să le cerem să facă ordine în oraș atunci. Sau cum credeți noastră că ar trebui să facem, nu? Spunea domnul Mașcule că înainte să intrăm în platou, că în anul 2012-2013, nu mai țin exact minte, 2011-2012. I s-a mai acordat contravaloarea unui bon de masă pe zi, 9 lei. Cât un bon de masă. Da. Dar n-au fost mulțumiți. Nu au lei pe zi. Păi, gândiți-vă, deci în toată țara și atunci, înainte să intrăm în emisiune, v-am explicat. Erau orașe, mai știu, Vâlcea, Bucureștiul, cu siguranță anumite sectoare, unde la poliția locală ei n-au ținut cont de legislația existentă și pur și simplu au făcut asimilarea între poliția locală cu poliția națională. Și au aplicat exact acea ordonanță care dădea și aveau dreptul la norma de hrană. Ei și-au sumat un risc, în cazul în care vor fi controlați, trebuie să dea bani înapoi.
Bineînțeles, 2011-2012, deci poliția locală a venit și a cerut și a venit cu cazuri concrete și ne-a arătat. Domnilor, uitați ce se aplică în satul mare, de ce nu se poate aplica. Și ne-am zis, ok, facem acest gest și acordăm, dar am acordat exact în limita unei etichete de masă. Și atunci, cumva eram acoperiți. Vedeți, da, până la urmă, poliția locală a reușit să introducă această modificare și să se aducă la normalitate. Să convingă la nivel, să fie la aceeași nivel. Tot am auzit de nenumărate ori, atât domnul primar Dorel Coica, cât și conducerea poliției locale, s-a plâns de aceste sume foarte mici pe care le câștigă polițiștii locali. Cerând totodată să se mărească salariile. Domnul primar chiar a făcut o afirmație spunând că va încerca să mărească salariile și dădea vina pe conducerea celor de la finanțe, că ei câștigă 100 de milioane și că ar trebui să câștige mai puțin, dar asta nu este problema noastră. Nu este cumva aceasta, într-un fel, având în vedere că am constatat adineauri că este dublu, un fel de strategie de mărire, într-un fel, a salariului, pentru că dacă o luăm așa, e o mărire a salariului. Eu nu consider că este o strategie. Poliția locală, încă o dată spun, pe acest aspect a intrat în normalitate, da? Și se aplică aceeași legislație ce se aplică la Poliția Națională, la Jandarmerie, la Armată. Punct. Oricum, legea spune că aceste sume se pot acorda în limita sumei aprobate în buget și în funcție de posibilitățile fiecărei unități administrativ-teritoriale. Și am terminat. Dacă nu o să avem, nu o să dăm. Domnule, mai mult nu putem să dăm. Părerea dumneavoastră? Până când nu constituim o gardă, reconstituim gărzile patriotice care să patruleze prin oraș după masă sau după programul de servici în altă parte și care să mențină ordinea fără să câștige nimic, până atunci va trebui să plătim serviciul ăsta. Pentru că cine se plânge... Acum, eu vreau să vă mai spun ceva. Sunt și lucruri pe care oamenii ăștia le fac și pe care nimeni nu le scoate în evidență. Pentru că ei fac și lucruri bune. Vă spun eu că nu odată i-am văzut intervenind în multe situații. Dar ei... Dacă vrem să avem un serviciu de calitate, din punctul ăsta de vedere, trebuie să și plătim, ca pentru orice alt serviciu. Făceam din nou un calcul astăzi, după ce am venit de la ședința Consiliului Local. Primăria cheltuie pe an pentru toți cei 103 angajați, 103 angajați sunt în acest moment în cadrul Poliției Locale, peste 900.000 de lei. Acum, noi am văzut foarte bine că de la începutul anului mai mulți primari din județ s-au plâns că nu sunt bani, s-au diminuat banii din bugetele unităților administrative teritoriale. 900.000 de lei nu e o sumă deloc mică. Atunci vreau să vă întreb, măcar jumătate sau cu tot, nu s-ar putea face altceva? Alți primari din județ sau conduc unități teritoriale administrative de 3.000 de locuitori sau 5.000 sau 7.000. Nu un oraș ca satul mare de 90.000 de locuitori, că aici sunt probleme care, pentru care 1.100 de angajați mi se pare că sunt foarte puțin. Sunt 30 locuri vacante, da, încă o dată vă spun, puteți să încercați. Da. Acum am modificat și statul de funcții, deci pe posturile vacante se cere și inclusiv studii superioare ca să fie mai atractiv, ca să meargă lumea la poliția locală, ca să creștem puțin și calitatea. Una dintre proiectele, deci proiectul antemergător acestui proiect era o modificare a statului de funcții. Sigur că e mult, dumneavoastră aveți dreptate, e mult și calitatea serviciilor va trebui să crească. Și va trebui să avem oameni de bună calitate acolo, profesioniști, care să-și facă treaba și nivelul de nemulțumire public să scadă. Pentru că și eu am constatat că e un nivel, numai că cum poți să iubești pe cineva care îți dă amendă dacă ai parcat mașina într-o zonă interzisă? Sigur că
complicat, normal. Ei își asumă și gradul ăsta de antipatie care vine din partea populației în salari și în norma de hrană. Pentru că este, de ce să nu recunoaște? O doamnă ne scrie, întreabă de ce nu se pune limitatoare de viteză pe strada Botizului. Este foarte greu să ieși, spune dânsa, de pe 9 mai din cauza circulației. Au fost puse la un moment dat, dar s-au scos. Deci cele limitatoare, nici eu nu înțeleg, deci să vă spun sincer, noi tot timpul, cam în primăvară, hotărâm să punem aceste limitatoare. Vine iarna, deci toamna târzie și atunci, la cererea operatorului care face curățit de zăpezirea, aceste limitatoare sunt luate sus. Sunt luate jos. Acum sunt luate sus, deci urmează să fie pus. Probabil că la următoarea ședință de Comisie de Circulație, unde sunt membru, probabil o să vină și poliția cu această solicitare și se va pune înapoi. Se mișcă greu în primăria asta multe lucruri. Nu știu, deci cei lucruri care ar trebui să meargă în mod normal, deci să nu trebuie să intervii, să ceri. Deci ar trebui să ai un calendar, să știi, domnule, în 25 aprilie am pus limitatoarele, punct. Și atunci, fără să mai intervenim, și uitați că ajungem aici, că trebuie să ne plângă o telespectatoare că să punem limitatoare, știm și noi. Pe de altă parte, vedeți că unii se plâng de ce sunt limitatoare pe... Un drum care pe drumuri. Un drum bun. Deci dacă punem limitator pe Lucian Blaga vis-a-vis sau, mă rog, în dreptul parcării Taylor, atunci vin cei de la blocul alăturat că se creează trepidații. Și trepidațiile pe ei le deranjează, se scoate. În schimb, nu sunt în siguranță copii care vin de la școală și traversează acolo un drum cu 4 benzi și exact în dreptul stației de autobuz. Deci, nici cum nu e bine, să știți. Dacă punem, de ce punem, dacă nu punem, de ce nu punem. Deci, întotdeauna va exista oameni... Sunt păcați și capra și varza, cum se zice în popor. Și oameni mulțumiți. Da, pe Botizul e limită de viteză, de oraș. Adică, dacă limitatorul de viteză, dacă omul știe că trebuie să meargă cu 50. Nu, acolo în dreptul străzii 9 mai este un indicator cu 30 care nu se respectă. A revenit doamna și spune că au fost puse timp de 3 săptămâni, după care s-au scos. Și întreabă de ce, cine decide să le scoată. O să întreb, nu pot să răspund de ce a fost scoasă. Deci probabil că iarăși au venit ceva sesizări, erau băieți cu jeep-ul sau... Da, era o altă, doamnă, spun colegii din regie, nu era aceeași persoană. Dar nu contează, este foarte bine că veți interesa și sper că cu o proximă ocazie, când ne vom întâlni, ne veți spune, iar noi vom încerca să transmitem mai departe prin căile de comunicare pe care le avem și, har Domnului, sunt multe. Tot în ședința de astăzi s-a aprobat documentația planului urbanistic de detaliu pentru construirea unui bloc pe strada Tudor Vladimirescu numărul 7. Acest bloc de locuințe va fi destinat închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății. Din nou s-a votat, a fost un vot împotrivă, votul domnului consilier PNR Bancea Valeriu. Avem și argumentația dânsului, vom urmări un scurt material, revenim și comentăm. Eu cred că asemenea proiecte care au suscitat discuții cât se poate da aprinse în ședințele anterioare ar trebui să prezinte un maximum de interes din partea executivului atunci când le propune, pentru că ceea ce construiește acolo trebuie privit și din altă perspectivă. Strada respectivă este foarte aglomerată, este o stradă centrală, între străzile din centrul orașului, și pe care s-a mai construit un bloc, tot așa, cu două etaje din care au apărut până la 4 nivele, și este o stradă foarte aglomerată. Ultima soluție pentru descongestionarea ei, care nu și-a făcut efectele, a fost dirijarea circulației pe un sens unic.
Da, după cum cred că știți fiecare, care treceți pe strada respectivă, acolo sunt parcate mașini și pe trotuar, și pe lângă trotuar, peste tot, avea să poate strecura o mașină pe strada respectivă. Spațiul pe care se construiește blocul respectiv este destul de mic. Asta presupune din nou aglomerarea sau supraaglomerarea acelei străzi cu această construcție care creează un număr destul de important de apartamente și evident care va aduce cu sine și un număr important de vehicule. Spațiul de parcare este cam insuficient. Eu nu înțeleg și nu cred că sunt singurul, de ce orașul ăsta nu poate avea o extindere normală și nu să dărâmăm construcții ca să mai construite mai de mult, ca să construim blocuri. Și mai ales în zone în care nu sunt indicate astfel de construcții. Am revenit în platoul Informația TV. Domnilor consilieri, să ne spuneți dacă sunteți de acord cu cele spuse de domnul consilier PNL. Acum, sau în ce măsură nu sunteți de acord? Dacă ați votat, înseamnă că ce e de făcut trebuie făcut. Bun, acum domnul consilier a avut o părere pe care au exprimat-o. Eu am și zis în cadrul ședinței de comisie în care am discutat această problemă, că timp de 2 ani jumate nu a avut absolut nimic de comentat la orice construcție sau orice bloc care s-a construit și indiferent de zona unde s-a construit. Într-un fel, dânsul are dreptate. Deci, este o zonă rezidențială, semi-rezidențială, dar din păcate sau din fericire, cum să zic, în zona respectivă s-au construit și există blocuri de locuință cu 2-3, mi se pare, până la 4 etaje. Acum trebuie să facem o abstracție de a construi blocuri de locuință cu scop comercial ca să vinde cineva și să faci business din acest capitol, pentru că așa a fost distrus orașul Satu Mare. Deci să punem punct la asta și punem în balanță că se dorește construcția unei edificii care să găzduiască medici, tineri medici care să vină la Satu Mare. De care avem atâta... Deci de care avem și de care ne plângem de fiecare zi că nu avem medici, medicii pleacă din țară. Asta a fost o modalitate prin care Consiliul Județean a încercat și a găsit un teren și un imobil în locul căruia se poate construi. S-a pus problema cu blocurile de parcare. Deci în documentația urbanistică prezentată, i-am spus, respectă toate regulile prevăzute în regulamentul local de urbanism, respectă toate indicatorii ceruți, pot, cut și așa mai departe. Sunt prevăzute 16 locuri de parcare. Problema se pune altfel. Există în curte, deci va exista în curte cele 16 locuri de parcare, dar probabil că în timpul zilei cine merge acasă nu intră cu mașina în curte și atunci va parca. Dar asta nu înseamnă ca să nu facem. Să știți, eu din 2008 până în 2012 am luptat foarte mult ca să nu se construiască. Din păcate avem un pug foarte păcătos, făcut pe timpul lui Ceaușescu, unde peste tot, unde avem zone rezidențiale, zone cu case și curți, au fost prevăzute și sunt la ora actuală prevăzute construcții de P+4. Deci numai o singură exemplu spun. Toate zona, Bulevardul Unirii, Lăcrimioarei, Bariții, Oadi, Endre, toate zona aia, triunghiul ăla, deci a vrut să demoleze, să construiască blocuri. Deci am găsit proiectele de blocuri care erau proiectate acolo. Deci acum este momentul, și asta am exprimat și în cadrul ședinței, avem momentul, pentru că acum vom aproba noul pug al orașului Satu Mare, în data de 5 mai va fi și chiar o dezbatere publică și consilierii și populația poate să vină să studieze ce se dorește de a face. Aceste edificări de P+2, P+3, P+4,
nu au fost gândite și nu au fost date de către primăria, deci de specialiștii primăriei. Deci aici lucrează un grup de arhitecți. Și acești arhitecți studiază zona respectivă. Deci ei văd că în zona respectivă sunt case vechi de 50, 60, 70, care sunt de 100 de ani, da? Și ei consideră că ea nu mai merită reparate. Și atunci dacă demolezi, în locul lor să construiești mai mult și mai mare. Mai ales având în vedere că acele proprietăți sunt cu curți și grădini foarte mari, de zone verzi, mari. De 10, 12, deci 13, 15 ani. Deci sunteți de părere că este o zonă indicată pentru astfel de construcție. Este o zonă de servicii, este o zonă de instituții și servicii. În imediata apropiere există o altă clădire recent construită destul de nouă. E zonă de servicii și instituții. Da, vedeți, domnul Bancea spunea că spațiul unde se dorește a fi construit blocul este mic în comparație cu ce se dorește blocul în sine. Deci spațiul e mult prea mic. Acum, noi nu am fost să vedem, dar dumneavoastră cu siguranță ar trebui să știți. Exact. Are dreptate, nu are dreptate. Deci conform desenului, încă o dată, deci conform documentației prezentate și desenului care a fost prezentat, deci proiectului, e proiectul tehnic, deci e un proiect arhitectural, respectă toate indicatoarele. Deci un pic înghesuit, dar merge. Este înghesuit. E strada destul de aglomerată, deci și mașinile, da, lucrurile astea se mai pot regla și pe parcurs și după construirea imobilului, pentru că nu e obligatoriu să rămână stradă cu două sensuri de circulație. Este cu un singur sens și acum. Este cu un singur sens. Poate parcarea poate fi mai bine controlată, să nu lași mașinile să stea. Deci lucrurile se pot face. Acum, sigur că primăria, dacă ar fi găsit lângă spital două, trei case să facă construi acolo, că poate era loc mai mult. Dar fac ce și el, unde poate se construiește. Acum domnul primar sare în apărarea aparatului și spunând că sunt tineri medici rezidenți, cărora toată lumea se plânge că pleacă în Franța, pleacă în străinătate și atunci dacă vrei să îl ții aici, trebuie să-i faci și să-i asiguri condiții. Nu putem, pentru că la un moment dat domnul primar spunea în ședință că o să caute prin lazuri teren să-i mute acolo, dar să vedem cine o să vină. Acum, sigur, comentarii sunt, Consiliul un singur vot împotrivă a avut proiectul de hotărâre. Domnul și Banca. Probabil că și eu aveam la unele puncte proiecte de hotărâre ceva, dar dacă am zis în comisie că e bine, atunci se votează și marea majoritate a votat. Așa că e părerea domnului Bancea, e susținută. Eu nu spun că greșește foarte mult, dar sunt și lucruri pe care e greu să le mai întâlnim. Are dreptate în anumite... Domnul Bancea spunea că nu este împotriva construirii unui bloc pentru tinerii care vor veni aici în satul mare să practice medicina, ci este împotriva construirii acestui bloc de locuințe acolo. Pentru că tot dânsul spune că satul mare nu are o viziune urbanistică. E totul... Se construiește haotic. Eu vă pot spune că sunt patru arhitecți sădmăreni cooptați în care controlează întocmirea Pugului, dintre cei mai buni profesioniști de la ora actuală din satul mare. Oameni implicați în viața orașului, care au construit în satul mare, care au avut proiecte serioase și care se ocupă și sunt profesioniști. Și dânsii își vor spune părerea și e dezbatere publică. Noi am mai avut întâlniri cu dânsii consilieri, ne-am mai adunat și cu aparatul tehnic al primăriei și am putut să ne spunem și acolo părerile. Dar în 5 mai este dezbatere publică și se poate discuta. Și sunt convins că vom căpăta mult mai multe argumente din partea lor. Domnule Mașcule, dumneavoastră ce părere aveți? Satul Mare are o viziune urbanistică unitară? Există așa ceva? Și mai înainte v-am explicat. Deci, din păcate, la ora actuală,
se lucrează cu Pugul din 1970. Asta este la ora actuală viziunea. Deci după, asta este regulamentul, planul urbanistic general, asta este viziunea municipiului Satu Mare. Până nu se va schimba acest Pug, care trebuia schimbat și terminat în 2011 și de atunci tot s-a prelungit, suntem în 2015 și nu sunt convins că la sfârșitul, până la sfârșitul anului vom termina. Dar nu este vina primăriei, vina exclusivă, e vina sistemului în care trăim. Există o singură firmă în toată România care e abilitat să facă Pugul. Da, și până ajunge la și până ajunge, și dați seama, toate contractele au fost începute. Asta este viziunea actuală, o viziune din 1970, o viziune haotică, și cum am zis, haotică, pentru că nu s-a gândit. Atunci, ba da, că s-a gândit. Deci exista în viziune 1970. Deci toate casele rase de pe pământ și construite, blocuri. Din această cauză și motivația a fost să pună peste tot P+3, P+4. Și aceste reglementări urbanistice există și acum. Și acum dacă vine un investitor în ghilimele și dorește să facă ceva oriunde, el poate să construiască P+4. Asta este problema și nu putem opri. Nu putem opri. Vedeți, sunt o grămadă de, să spun, din fericire sau din nefericire, sunt o grămadă de procese la ora actuală în Satu Mare. Piața Mare. Deci, în Piața Mare, blocul aia frumos, da? Acolo s-a construit din greșeală cu un etaj mai mult decât era prevăzut. Și da? Stă de ani de zile. Și stă de ani de zile. Se degradează, stă în proces. Strada Pelican. Un bloc, iarăși, printre case, cu două etaje mai mult. În proces, stă acolo. Ei, nu există la ora actuală niciun tribunal și niciun judecător în Satu Mare, adică nu în Satu Mare, în România, care să dea un verdict, domnule, se demolează. Asta este problema. Și se tărăgânează și stau acolo. Proiectul se pasează mingea de la unul la altul. Pugul nou, ne spunea domnul arhitect care lucrează, că noi tot veneam cu idei și ne spunea, domnule, noi facem, da, de aici, eu trebuie să mă duc la București și să-l supun aprobării. Așa ceva, ăia nu o să aprobe niciodată, pentru că sunt norme naționale pe care trebuie să le... Sunt pretenții de la... Adică nu putem, putem să avem viziunea noastră, dar sunt și niște norme pe care trebuie să le respecte arhitecții. Acum, viziunea, după părerea mea, poate fi pusă în practică în niciun caz pe parcursul unui singur mandat de 4 ani de zile. Pentru asta ar trebui să ne gândim bine dacă n-ar trebui să avem un primar care să meargă, să înceapă și să ducă la capăt. Cam cât ar fi nevoie? Că uitați, domnul Drau de mere au avut și... N-are nicio treabă primarul. Deci primarul, deci în jucăria asta cu Pugul este așa de mic. N-are nicio treabă primarul. Da. Nu are nicio treabă pentru că strategia de dezvoltare, știm unde se dezvoltă și care sunt direcțiile de dezvoltare a municipiului Satu Mare, da? Și în funcție de acele principii și direcții, încep să vezi care sunt acele zone pe care să dezvolți. Asta este simplu ca bună ziua. Nu are nicio treabă. Nu ar trebui să aibă niciun fel de conotație politică. Nu, nici deci, n-am zis. Planul urbanistic general nu are ce căuta și nu are ce să discutăm pe linie politică în această privință. Nu, trebuie să fie unitară, foarte bine definită, indiferent că cine vine. Eu mă refeream la faptul că viziunea pe o strategie trebuie să fie de lungă durată. Adică trebuie să-l începem în 2015 și să-l terminăm în 2030, să ne ținem și pas cu pas să facem o că lucrurile se mai schimbă pe parcurs, legislație, politică, intervin tot felul de aspecte, dar o viziune, să vedem... Păi de ce nu s-a început până acum? Ce s-a așteptat mai exact? S-a început în 2011, 2010. Se lucrează, nu s-a făcut. Deci firma din București nu a făcut. O trebuie să intervine guvernul în 2012, mi se pare, au dat o ordonanță de urgență prin care au fost prelungite toate acele puguri care n-au putut fi terminate.
Deci eram deja la al doilea termen să-l terminăm și odată încă prelungire. Deci efectiv guvernul... Da, referitor la acest blog de pe Tudor Vladimirescu numărul 7, aș mai vrea să le spunem cetățenilor câte apartamente va avea? 16. Lucrările se știe, sau măcar pe când se dorește a fi începute, cetățenii să aibă măcar o idee, știți? Să ne spuneți? Această lucrare și această, mă rog, această lucrare, acest PUD, plan urbanistic de detaliu, a fost solicitată de către Consiliul Județean. Deci ei, dacă bine rețin, acum două luni sau... A, deci de către Consiliul Județean și a trebuit să treacă prin Consiliul Local. Exact, pentru că se află pe teritoriul municipiului Satu Mare, noi a trebuit să aprobăm acest plan urbanistic de detaliu. Încă un lucru care cred că interesează pe telespectatori, aceste apartamente, odată ce vor fi finalizate, se vor putea cumpăra sau vor rămâne tot timpul în proprietatea Consiliului Județean? Eu, din ce am înțeles, sunt apartamente cu destinație clară pentru tinerii medici rezidenți care vor vrea să vină să lucreze în spitalele din Satul Mare și... Eu așa am înțeles că rămân locuințe de serviciu. Rămân doar deci vor sta 2-3 ani până se așează și... Da. Să trecem la o altă problemă discutată atât la punctul 11 de pe ordinea de zi, cât și la punctul diverse. A avut în vizor hotelul Dacia. La ședință a participat și cel care a cumpărat hotelul Dacia, și anume Vasile Țânțar sau familia dânsului. Avem un scurt material cu el. Îl urmărim și ne întoarcem. Problema în acest moment, în ceea ce privește hotel Dacia. În momentul acesta este propus spre vânzare, s-au făcut demersuri din nou la Ministerul Culturii, la Consiliul Județean și Primărie și așteptăm răspunsul. Și, domne, când îl cumpără, când nu-l cumpără, când am găsit clienți că au ei prioritate și uite că așa n-am putut să-l vând până la ora actuală. Care este prețul? Ultimul preț l-am lăsat la 5 milioane de euro. 5 milioane de euro este ultimul preț. S-a făcut evaluarea, am înțeles, după cum a prezentat domnul primar, că 4.200.000 plus și am băgat noi vreo 1.000.000, dar nu le-am luat în considerare, ci am băgat noi, că am băgat mai mult, deci ceea ce a făcut evaluarea. Dar ei au ajuns la o concluzie că ar fi clădirea 5.300.000 de euro. Când mi s-a spus că am distrus, am chemat de urgență șeful de proiect cu proiectanții, a fost la fața locului de la București, nu este nici o distrugere, e conservat normal. E adevărat că arată urât, că asta este, și dacă într-o cameră ai spart cu tare, e așa cum e. A venit expertul de la Cluj, care l-a angajat primăria, i-am deschis, am fost acolo și l-am întrebat, domne, uitați care este situația. Și domne, dar nu este nici, este un șantier în lucru care încă nu este terminat. Pretențiile că ar fi o distrugere de... Pretențiile, deci primării, 760, sunt refacerea tâmplării exterioare, a geamurilor acotare, dar ale toate trebuie schimbate după proiect. Aveți de gând să schimbați, să aduceți din nou fațada hotelului așa cum era odinioară? Categoric cum a fost, pentru că i-a fost, când am luat, a fost tot așa. La exterior nu s-a, noi n-am făcut nimic, nu s-a făcut nicio lucrare la exterior. Ce s-a făcut până acum, din moment ce spuneți că hotelul nu este degradat, așa cum spune experții angajați de către municipiul Satu Mare? Proiectanții, când a venit înainte de a face proiectul, a făcut investigarea ca să vadă ce este de făcut. Și au spus că este necesar să se facă consolidări, care s-a făcut consolidări din prima urgență, să se facă cămășuiri, și tot ce este scris în proiect s-a executat în tocmai cum fel proiectul. Credeți că suma pretinsă de către municipalitate, în urma expertizelor, nu este una corectă, să înțelegem? Păi nu, eu nu știu ce se vrea să facă. Vrea să intre în parteneriat,
Nu înțeleg ce vreau să fac aici, Nică. Că aici spune pentru ce trebuie suma respectivă. Suma respectivă trebuie pentru a continua lucrările și nu numai suma asta, că trebuie foarte mulți bani pentru a continua lucrările. Dumneavoastră dispuneți de această sumă din moment ce sunteți proprietarul hotelului? În curând, deja acum nu mai sunt proprietarul acțiunii, nu mi aparține mie, dar în curând se va face rost de fonduri și se va continua cu lucrările. Am văzut cu toții ce ne-a spus domnul Vasile Țânțaș. Familia dânsului deține în acest moment hotelul Dacia, cea mai prestigioasă clădire din municipiul Satu Mare. Domnule consilier, vedem că domnul Vasile Țânțaș nu înțelege exact ce se întâmplă, ce ați votat astăzi, pentru ce sunt cei 765.000 de euro. Cine, de unde a pornit expertiza? Să ne explicați noastră mai multe, domnule Ardelean. Expertiza este făcută de un grup de experți clujeni, din câte am înțeles eu, și primăria se constituie în parte vătămată. Rezultatul expertizei este un prejudiciu de 765.000 de euro pe care, cu care primăria se înscrie într-un proces de, în tentativa de recuperare acestor bani. Că, după părerea mea, nu. Asta e soluția acestei situații. Și găsirea unui investitor care să continue investiția, sau să o preia, sau să, într-o formă sau altul, determinarea proprietarului actual de a continua investiția și de a termina acolo ce ar trebui să fie făcut. Asta este problema reală, adică, până la urmă, chiar dacă se hotărăște în instanță să plătească ceva primăriei, problema rămâne în continuare, ea nu este rezolvată. Prin câte metode s-a încercat sancționarea? O mică completare de la cele spuse de colegul meu. În 2014, pentru noi persoane necunoscute, deci nu știm, au depus o plângere penală pentru distrugere împotriva proprietarilor hotelului Dacie, la poliție, de acolo a început la parchet și s-a deschis un dosar de urmărire penală pentru distrugere. În 2014, atât Primăria Municipiului Satu Mare, cât și Consiliul Local, cât, dacă bine țin, și Ministerul Culturii, a primit o cerere de la parchet dacă ne constituim parte civilă în acest proces. Dacă da, atunci trebuie să stabilim valoarea prejudiciului adus prin neglijență, prin distrugere. Da? Și atunci Municipiul Satu Mare, 2014, a comandat o expertiză, care au venit experții din o echipă de experți din Cluj și care, după studierea documentației tehnice și după ce au intrat în încăpere, au confruntat documentația de execuție cu cele găsite acolo și au putut stabili un prejudiciu care a însumat 795 sau, mă rog, 765 de mii de euro. Astea sunt niște prejudicii materiale. Aici nu discutăm de daunele morale sau, așa zise, daune de imagine aduse municipiului Satu Mare. Deci această clădire, cu totul că nu este în proprietatea municipiului, da? Dar este în patrimoniu cultural al municipiului. Care sunt soluțiile sau ce să facem? Cum zicea domnul coleg, soluție cea mai viabilă ar fi dacă ar veni un investitor și care ar prelua, ar cumpăra această unitate și să continuă să facă mai departe partea de reabilitare. Am auzit și eu cu domnul Țânța, spunea la un moment dat că ei au respectat toate cele scrise în documentație tehnică. Asta este adevărat într-un fel, în celălalt nu. Și pot să spun, de exemplu, în cazul pasajului Ruhă, da? Da. Ei aveau în proiect
acele planșare, de să toarnă planșeu ca să facă întărirea clădirii, dar nu aveau acceptul de la Ministerul Culturii. Deci toate aceste lucrări sunt avizate de către Ministerul Culturii și Ministerul Monumentelor. Care avizează, deci au făcut niște intervenții neconforme. Da, de atâta timp de când stă hotelul Dacia cu o plasă de castraveți pe nu mai pe are el, plasă, a stat o perioadă foarte lungă. De câte ori ați încercat, sau a încercat primăria, știți că a încercat primăria, să îi someze, să îl amendeze, să facă? Care au fost metodele, l-au dat în judecată pentru această imagine care o lezează, imaginea municipiului Satu Mare? Știți? Deci cum e? În 2006 au cumpărat ei, cred că, și au intervenit, au făcut proiectul. Proiectul asta costă mult. Deci proiectele tehnice de restaurare costă sute de mii de euro. Au făcut și câteva lucrări acolo, deci lucrurile păreau să meargă bine, dar în 2008 vine criza și știți că nu numai acolo s-au oprit lucrări de investiții în Satu Mare, s-au oprit și altele. Și acum mă gândesc că la ora aia primarul și cei care conduceau municipiul era și de înțeles, domnule, să mai vedem, să se limpezească, că nu puteai să-l pui, domnule, pentru că e criză, toată lumea știe, au căzut piața imobiliară, au căzut multe afaceri și probabil că toată lumea a stat câțiva ani de zile, un an, doi, trei, până când lucrurile încep să revină. Păi, dar din păcate, până în 2013, legislația nu permitea să intervii la monumente istorice aflate în proprietate privată. În 2013 s-a modificat legislația prin legea 153, care a permis și permite la ora actuală municipalității să intervine la asemenea lucrări. Inclusiv putem să intervenim la repararea și refacerea fațadei. Pur la fațadă și, mă rog, la acele elemente care de se văd. De structură care se văd. La ce se vede? La coajă. La ce se vede, da? Deci aici putem să intervenim, da? Din păcate, municipalitatea să intervină, vorbim de o sumă destul de mare. Vorbim de o sumă foarte mare care trebuie recuperată până la urmă sau așa, deci alegea că trebuie să recuperată și posibilitatea. Atunci ne hazardăm să cheltuim 2-3 milioane de euro să-i facem și pe urmă de unde iei bani, adică nu e chiar așa simplu. Se pune sechestru pe clădire, se înscrie în CF și la o... Da, legea... Măcar ai intervenit și ai făcut conservare, legea... deci ai oprit degradarea în continuu. Domnul coleg, legea 153 din 2013 era în sens pozitiv, venea în ajutorul autorității publice, da, ca să ajute. Ca să ajute și ca să intervine. Da, deci aveau dreptul să intervină, pentru că probabil că unii primari au spus, domnule, nouă ne-a trebuit un cadru legislativ ca să putem să venim, să-i ajutăm cu bani de la bugetul primăriei pe cei care dețin monumente, că acum e Dacia, dar sunt unii care au case particulare în care locuiesc și care sunt monumente de arhitectură și care vor fi solicitate de la primărie. Dom'le, dați-mi un împrumut, ajutați-mă și vă în 10 ani vă dau înapoi banii și atunci, ca să existe posibilitatea acestor aranjamente, apare legea aia, dar nu cred că s-o referi la Dacia și la Dacia, cheltuie deci de milioane de euro. Că există o lege care permite primăriei acum să intervină și să facă ceva în ceea ce privește fațada. Deci noi am ridicat această problemă la fundamentarea bugetului din 2014-2015, în care am solicitat să fie alocată bani pentru inventarierea monumentelor arhitecturale sau, mă rog, monumente istorice. Bun. Totodată, având în legea 153, spune și altceva,
și vorbește despre obligația primarului. Ce trebuie să facă primarul? Prima dată trebuie să se formeze o comisie care să facă această inventariere, să se stabilească zone de intervenție majoră la aceste clădiri, deci să se facă o clasificare sau, mă rog, să punem în ordine unde vrem să intervenim prima dată, a doua și a treia oară, da? Și să stabilim un regulament. Aceste, o prioritate. O prioritate, deci să prioritizăm. În plus trebuia să fie întocmită un regulament pentru aceste intervenții. Aceste lucruri nu s-au făcut. Țânțași, mă rog, proprietarii, că nu vorbim de țânțași, că nu mai știm că cine sunt proprietarii, proprietarii clădirii n-au fost somate niciodată să intervină, să facă ceva, nu au fost amendate niciodată, deci ceea ce era permisă prin lege, noi nu am folosit. Nu am folosit. Deci tot nu am încercat, tot probabil, cum zice dânsul, că hai să vedem și hai să dregem. Acum nu s-a făcut. Nu s-a intervenit absolut deloc. Eu astăzi aud declarația domnului Țânțaș că va continua investiția, dar eu la ultima întâlnire pe care am avut-o, dânsii spuneau că vor să vândă. Deci asta era singura opțiune. Dânsii spun că vor să vândă, că nu pot să vândă pentru că prioritatea are primăria. Nu, pot să vândă, dar eu dreptul de preempțiune a Ministerului Culturii, Consiliului Județean și Primăriei în ordine. Dacă cele trei instituții nu vor să cumpere, nu pot să vândă oricui. Au făcut oferta și primăria are ofertă de cumpărare. 5 milioane de euro deci, cere. Deci este o ofertă, după mine, neserioasă, deci, care nu respectă legislația. Ofertă de vânzare către Ministerul Culturii, către primărie, nu se face în acest fel. În primul și în primul rând, nu s-a respectat legislația. Pentru că el trebuia, deci el... Ei au zis că vor să vândă Dacia acum două săptămâni, da? În primul și în primul rând, conform legislației, trebuie să trimite ofertă de vânzare către Ministerul Culturii. Dacă ei în 25 de zile nu răspund, dacă ei nu răspund în 25 de zile și refuză, atunci intervine primăria sau, mă rog, Consiliul Județean care are la timp încă 15 zile. Și trebuie să ne spune. Deci în mod normal, dacă mergem pe acest procedeu, o să trebuiască să apare o hotărâre de Consiliul Local prin care trebuie să ne exprimăm asupra cumpărării sau necumpărării. Da, uitați, domnul Țânțaș a spus, primăria a evaluat clădirea la 4,2 parcă milioane de lei, la care el a mai adăugat încă un milion. Eu cred că mai puțin evaluează primăria. Da? Lucrări de consolidare, din câte am înțeles de la dânsul, cam un milion. Deci am ajuns la 5,3. Iar domnul Coica a spus astăzi că dacă acești bani vor fi recuperați de la proprietari, mă refer la suma de 765.000 de euro, dar se va scădea din cât a evoluat primăria la 4 milioane și un pic, atunci deja se poate vorbi și se poate face pentru un proiect european. Da. Credeți că este posibil? Deci noi considerăm care, bineînțeles, una din soluțiile ar fi să cumpărăm. Deci ar trebui să stăm jos și acum, indiferent de culoarea politică, deci trebuie să fim foarte uniți și să vedem ce facem cu acest simbol al orașului. Una din variante este să cumpărăm. Și atunci ar trebui să începem negocieri. Deci propunerile și ce soluțiile... Ce vedeți dumneavoastră? Păi asta e, vedeți că dacă e... Rămâne hotel, se face o... Hotel, trebuie să-l amenajezi și cel puțin dacă ne gândim la nivelul pe care îl vrea domnul Țânțaș de hotel de 4 stele plus, e vorba de o investiție în afară de costul clădirii de multe milioane de euro, de aici înainte. 12-14 milioane de euro. Și pe urmă, și pe urmă trebuie exploatată. Deci trebuie pusă... Eu mă îndoiesc că primăria poate să
are posibilitatea. Domnule, și Maștric, că aveți... va hotărâ cineva să facă, să refacă hotelul Dacia. Aveți o altă propunere? În afară de hotel, ceea ce a fost înainte? Bun, cât am înțeles, la monumente istorice, mai ales la clasa A, deci se poate, și dacă achiziționăm, se poate păstra destinația inițială. Deci nu ești obligat ca să faci pentru utilitate publică. Da, deci păi se poate păstra. Asta ar fi una din variantele și adică probabil... Adică nu te obligă să-i păstrezi... Și nu primăria ar trebui să exploateze, păi dă în concesiune, în folosință și atunci ar exploata altcineva și primești redevențe sau, mă rog, forma în care te asociezi. Până asta una. 15 milioane de euro. S-ar putea sau să faci un centru multicultural, de să se păstrează partea avem de jos. Avem cinematograf, cred. Unul adevărat. Cinematograf. În Satu Mare, că am avut multe și din păcate am rămas... Va veni, va veni noul mall cu 6-10 cinematografe și vor fi goale. O să avem cinematografe, nu, aia nu e o problemă. Vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în platoul Informația TV. Sper că ne veți onora cu prezența și cu, altă, și cu alte ocazii. Mulțumim și, mulțumim și noi pentru invitație. Dragi telespectatori, nu am apucat să povestim despre piața Someșu și piața Mică. Acestea, să știți că au primit undă verde pentru studiile de fezabilitate și vor începe lucrările anul acesta. Vă mulțumim că ați fost și în această seară alături de noi, ați urmărit audiențe în direct. Nu uitați, doar aici la Informația TV se poate spune adevărul. Rămâneți cu noi, urmează știrile, toate cele bune!